Dacă te întreb cât costă să închiriezi o cameră în Abu Dhabi, cam cea mai ieftină este cu 400 de persoană și 650, adică 100 și 170 de euro pentru două persoane. În prețul ăsta e inclus internetul, gazul și apa. Lambo. Am luat busul să venim până în zona asta. A costat 2 dirham. 2 dirham care înseamnă 2,50 lei. Wow, cât de bine a aranjat tot. Totul la linie. Ne-a lăsat busul și mai avem 3,3 km de mers pe jos până la Palatul Națiunii, Qasar al-Watan. Palatul Națiunii este deschis din anul 2019 și mergem să vedem una dintre cele mai frumoase arhitecturi contemporane arabe. Este un hub cultural și în el se mai țin diverse întruniri ale guvernului, întâlniri diplomatice. În acest loc se află și un hotel și acest hotel are un teatru cu cea mai mare capacitate din lume, adică 1100 de persoane. Cel mai mare teatru existent care se află într-un hotel în fața noastră. Se pot organiza și diverse evenimente înăuntru. Un lucru important înăuntru este un candelabru de 2.5 tone. În stânga mergem. Bun venit în Qasar al-Watan. Da, construcția a început în 2010 și s-a terminat în 2017. Am plătit 5 euro în intrarea pentru că am avut un voucher de 20 de dolari. După un check-in la intrare ca la aeroport, te așteaptă un bus gratuit, bineînțeles. Ne-a oprit microfonul la intrare, că a zis că nu avem voie cu microfonul și ne-a deconectat și buretele de la cameră. Protecția de microfon de la cameră. Că a zis că n-ai voie cu microfon, dar microfonul tot a rămas. A luat doar protecția. Că n-ai voie cu microfon, că faci glume, așa a zis. Un anumit jokes.
31. Veni la palat. Merită vizitat și noaptea pentru că se transformă, e luminat noaptea. Luminițe. Luminițe. Bine ați venit la palat. Care arată impresionant de frumos. Se întinde pe o suprafață de 340.000 de metri. Wow, lo! În el se țin tot felul de vizite oficiale, diplomatice, summituri. Și noi. De data asta și noi. Vizitatori, wow, câtă poarta! Wow. Nu știu, ca să, ca să îți dai seama cât de... Wow, câte porțile! Această cameră este pentru conferințele de presă ale guvernului UAE. Aici avem o fotografie din 1971. Când sultanul Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan a vorbit în fața jurnaliștilor francezi. Deci, ăsta este locul unde se ține această mică conferință. Mesaje importante adresate lumii. Wow, impresionant de frumos.
funcție importantă a palatului este să găzduiască diversi conducători de stat ai lumii, iar în acest loc sunt tot felul de cadouri pe care le-au primit. Acești oameni de aici le-au primit de la diversi conducători. Să vedem dacă și din partea României este ceva. Vice prezident. Președintele și vicepreședintele. Președintele UAE. Și cine a fondat Zayed bin Sultan al Nahyan în 1971. Cadouri primite. Cadouri primite din Egipt, din Japonia, Azerbaijan, Corea, India. Harpa. Ceasul. Covorul ea. Turmenistan. Ia uite covorul din Turmenistan. Nu te joci. Făcut de mână. Vrei să fieși din România așa? Au rădacilor, da, chiar că. Filipine, elefanței. Americani, Nepal, Zimbabwe, South Africa, Franța, sculptură cal, Spania, ia uite ce frumos este ăla, Toreador. În Kuwait? Kuwait, Bahrain, Polonia, Pakistan, Kazakhstan. Cuveit, o grămadă de cadouri din cuveit. Rușii, numărul 3. Marea Britanie, Franța din nou, Olanda, China. Wow, cum arată piatra aia. Oh, din cuveit. Wow, ce opastă, asta e cea mai impresionantă. Din Franța. Yemen, medalie. Oman, Franța din nou, Senegal, Ucraina din nou, Ucraina a fost de multe ori aici, Spania din nou, Serbia, Kuwait, Cheile. Palestina, State of the Key of Gaza. Nu. Și statul Palestina, City of Jerusalem, sus. Wow, ce frumos. Regatul Spaniei. Siria. Coranul din Siria. Mă cam place, nu? Aici au dat o grămadă. Spaniolii, nu? Mm-hmm. Uite aici ce operă de artă. Spania, nu? Haine tradiționale din Kazahstan, Uzbekistan. Și Japonia.
Japonia. Bineînțeles că îți dai seama după consumație. 91 de misiuni diplomatice. România, numărul 75, prima misiune cu Rusia. A doua cu Swiss Confederation, a treia Muntenegru, 4 Brazilia, Iran 5. Spiritul colaborării.